Gata. Ce credeți legat de costul de acestor investiții? Da, deci este o clădire care a avut o reabilitare totală. Putem spune încă atât instalațiile de apă, de canalizare, electrice, aer condiționat. Deci, practic, această clădire a fost reabilitată în totalitate. Nu s-a putut folosi, spre exemplu, să zicem că începem cu etajul 5, nu s-a putea folosi decât în momentul în care aveai toate coloanele pregătite. Am început acest proiect din resurse proprii, a fost finanțat în proporție de 50% din banii Consiliului Județean. Ulterior, prin demersuri repetate, am reușit ca acest proiect să fie preluat de Compania Națională de Investiții. A existat o sistare, fiindcă a trebuit să dăm ordin de sistare pentru a putea să preia Compania Națională de Investiții, iar ulterior au încheiat contractul cu cei de la Compania Națională de Investiții, iar în prezent avem un grafic de execuție pe care l-am cerut constructorului. Astăzi inaugurăm etajul 5 și etajul 4, urmând ca în zilele următoare, mă refer la sfârșitul lunii septembrie, să avem etajul 3 și etajul 2. De asemenea, în luna ianuarie, până la sfârșitul lunii ianuarie, vom avea etajul 1, parterul și demisorul. În felul acesta reușim să avem tot corpul B reabilitat. De asemenea, am prevăzut bugete și, după cum v-am prezentat în conferința de presă, am făcut în așa fel încât să alocăm sume suficiente atât pentru echipamente medicale, cât și pentru reabilitarea mai multor spații. Mă refer aici atât pentru staționarul din Astra, staționarul din Tractorul, de asemenea și pentru începerea reabilitărilor în corpul B. Se vor reabilita toate aceste clădiri și, în felul acesta, spitalul județean, putem spune că este un spital la standard european. Dar care este ideea ce vreți să faceți la muzeul? Vom avea discuții după ce vom finaliza toate aceste clădiri, să vom încerca să găsim soluții ca o parte din spațiile în care suntem astăzi în chirie, și mă refer aici la spitalul de la Slijerici, și să încercăm să relocăm și să dăm o altă utilizare acelor spații atâta vreme cât spitalul județean se va descurca în spațiile existente. Deci ați la Slijerici? Este o clădire în care, v-am spus, suntem în chirie și această clădire, o să renunțăm la chiria respectivă și o să îi mutăm într-un spațiu care aparține ne aparține. Când? Când vom termina? De construit, anul viitor, probabil.